Bună ziua! Invitatul meu de astăzi este viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Dan Tarcea. Bună ziua, domnule Tarcea! Mă bucur să ne revedem. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. De când ne-am văzut, parcul Est a fost scos la concurs, avem și un câștigător. Cine e câștigătorul și ce vrea să facă în zona aceea din Gheorgheni? Da, am avut o perioadă plină din punct de vedere administrativ de la ultima emisiune pe care am avut-o, iar unul din principalele proiecte pe care le-am demarat, să spun așa, și am ajuns într-o fază destul de avansată, este și Parcul Est, așa cum ați spus. Este vorba de o suprafață de teren care are 45,5 hectare, este cea mai mare suprafață verde de teren pe care o avem la municipiul Cluj-Napoca și care va pentru fi comparație. Amenajată. Pentru comparație, domnule viceprimar, trebuie să spunem că Parcul Central are 13 hectare. Deci Parcul Est e de 3 ori mai mare, exact, aproximativ, pe acolo. Chiar aproape de 4 ori mai mare decât discutăm de Parcul Central și este și o oază și are acolo o biodiversitate foarte mare și cred că trebuie să ținem cont și de acest lucru. În data de 8 februarie s-au anunțat câștigătorii. A fost un juriu internațional cu reprezentanți din Franța, Olanda, a fost din parteneriat cu OAR-ul. Aș vrea pe această cale să mulțumesc și partenerilor de la OAR, atât a filialei Transilvaniei, cât și OAR România, pentru că deja suntem într-o zonă în care avem foarte multe concursuri de soluții cu aceste organizații și se pare că împreună reușim să facem o treabă bună în ceea ce privește calitatea proiectelor. În ceea ce privește acest parc, au fost 27 de proiecte, au fost participanți din Belgia, din Bulgaria, din Italia, din Olanda, din Polonia, din Ungaria, din Marea Britanie și din Franța și evident și din România. Câștigătorii au fost din România, a fost o asociere care se cheamă Metapolis Architectis, în asociere cu studio de peisaj Ana Horhat și cu Atelier Mas. Îi felicit pe această cale, pe câștigători și felicit pe toți cei 26 de participanți, de alți participanți în afară de câștigători, pentru că au fost niște proiecte de foarte bună calitate, iar avantajul acestor concursuri de soluții e că putem să alegem cel mai bun proiect de calitate pentru municipalitate. Premiul 1 constă în 6,2 milioane de lei, atâta este premiul 1, practic este și contractul de a face puzul și de a obține autorizația de construire. Acesta este premiul 1, au fost premiul 220.000 de lei, iar premiul 3, 60.000 de lei. Au fost și două mențiuni ale juriului pentru alte proiecte care au fost extraordinare. Ce vor face pentru acești bani? Ce trebuie să facă, în afară de puz și obținerea autorizației de construire? Suficient, discutăm de 45 de hectare, munca este imensă, au foarte mult de lucru și suprafața este mare, de aceea trebuie să fie foarte atenți. Deci, practic, este premiul 1 constă în contractul de proiectare. La finalul acestui contract de proiectare vom putea să facem licitația de execuție după ce vom avea toate detaliile tehnice. În primele 150 de zile după ce va fi încheiat contractul, trebuie să prezinte o variantă. Vom avea mai multe dezbateri publice pe această temă și la fazele intermediare pe care le vom avea până la finalizarea proiectării. Ce elemente vor fi prinse în acest proiect? Ce v-a atras atenția din ce au propus cei care au luat locul întâi? În primul rând, acest proiect își propune să protejeze biocenteza existentă. Trebuie să fie făcute câteva amenajări peisagere a unor zone de protecție. Se prevede acolo să fie și o zonă perimetrală care să fie cu plantații înalte, astfel încât să-i protejeze și pe cei care sunt în parc de noxe și de praf și pe cei care locuiesc în proximitatea parcului de eventualele zgomote care ar putea să fie în parc. Trebuie să fie realizate și câteva zone funcționale și practic proiectul care a câștigat a reușit să îmbine cel mai armonios ceea ce există actualmente în acea zonă, cu faptul că trebuie să fie și o zonă în care să se poată plimba cetățenii și poate să se simtă bine. Se propune prin acest proiect și plantarea de arbori, de arbuști, o suprafață de minim 50% trebuie să fie plantată cu arbori, astfel încât să existe și un plămân verde în respectiva zona orașului. Da, ecologiștii care au inițiat campania SOS Parcul Est spun că, sau cer primărie, nu știu dacă a ajuns la noastră această cerere, să existe acces liber din martie pentru clujeni în acest parc, să fie îndepărtate acele indicatoare care interzic accesul pietonal și ridicarea deșeurilor din zonă. E posibil acest lucru? Din păcate aș vrea să vă spun că
din punct de vedere a deșeurilor, ridicăm în fiecare lună deșeuri din zona respectivă. Tocmai de aceea avem și aceste zone, să spun așa, de siguranță, pentru că, din păcate, mai avem concetățeni care nu respectă mediul înconjurător, care aruncă peste tot deșeurile în condițiile în care am amenajat aceste puncte în care pot să-și ducă deșeurile. Vin și din alte localități, colegii mei de la Protecția Mediului au identificat în anii trecuți, în anul trecut, peste 700 de rampe clandestine. Discutăm de câteva zeci de tone de deșeuri care sunt aruncate. Aceste rampe clandestine au fost identificate și au fost date și măsurile pentru îndepărtarea deșeurilor din aceste zone și, evident, au fost și acordate și amenzi în această direcție. Sunt iperate? Este asta trenează de mulți ani, problema asta deșeurilor. Vedem peste tot, în extravilan, în zona pădurii Făget, pe câmpuri. Deci lumea pur și simplu aruncă molozuri și alte nebunii de astea pe care rămân în urma construcțiilor. Din păcate, aici cred că mai trebuie să lucrăm la civilizație, pentru că nouă ne place să avem spații verzi de calitate, ne place să respirăm un aer curat, dar în același timp nu protejăm ceea ce avem. Pentru că este mult mai complicat. Și Occidentul, domnule viceprimar, a obținut această civilizație cu amenzi, poate, la început. Și amenzile sunt foarte mari. Amenzile sunt foarte mari la toate cele peste 700 de rampe clandestine pe care noi le-am identificat. Să știți că au fost, pe lângă măsura complementară de a igieniza zona, au fost aplicate și amenzi. Amenzile nu sunt mici și aș vrea să spun că proprietarii sau cei care produc deșeurile, dacă apelează la firme care nu sunt autorizate sau, să spun așa, la mica înțelegere, riscă să plătească amenzile, pentru că în momentul în care noi identificăm, o să ne îndreptăm împotriva celui care a produs deșeul, pentru că nu-l putem prinde pe cel care l-a depozitat acolo. Sunt metode specifice pe care le avem, astfel încât să-i putem identifica și, uitați, drept urmare, am reușit să identificăm peste 700 de rampe clandestine pe care am reușit să le curățăm, să spun așa, din păduri. Din păcate, trebuie să lucrăm la acest punct, la civilizația noastră tuturor. Noi am reușit să amenajăm două puncte în care cei care au 2, 3, 5 saci de moloș și n-au unde să-l ducă, să-l poată să-l ducă gratuit la aceste puncte. Unul este pe strada Bucium, în cartierul Mănășturi, cel de-al doilea este sub podul fabricii. Acolo se poate depozita gratuit, se poate depozita gratuit molozul, inclusiv și componentele reciclabile, dacă cineva dorește să le depoziteze acolo. Când va începe efectiv treaba la parcul ăsta Est? Adică când încep lucrările? Există o perioadă în care cei care au pierdut, să spun așa, sau nu au fost declarați câștigători, pot să conteste concursul. În luna martie estimăm noi că, după ce se finalizează toate aceste proceduri, să fie încheiat contractul de proiectare și vă voi putea spune acest lucru după ce vom avea gata autorizația de construire și detaliile de execuție. În momentul în care vom putea lansa licitația de execuție, atunci pot să dau și un termen concret până când vom începe efectiv acolo. Pentru că pot să fie câteva nuanțe legate de contestații și acela nu mai depinde primăria municipiului. Am înțeles. Haideți să vorbim puțin, domnule Tarcea, și despre autobuzele școlare. Primăria a achiziționat mai multe astfel de autobuze, 10 am înțeles, pentru reînceperea școlii. Ați fost pregătiți și cu autobuze. Dacă sunt sau nu reticenți părinții în a-și trimite copiii la școală cu autobuzul? Aș vrea să spun că acest proiect a început încă din toamna anului 2017. A fost un proiect rezultat în urma procesului de bugetare participativă. Un proiect, spun eu, de succes. Am început atunci doar cu câteva autobuse. Astăzi avem 14 rute pe care funcționează aceste autobuse, 14 trasee. Traseul 1 este plecare din strada Primăverii și ajunge la Sigi Muntoduță. Traseul 2, plecare din Bucium și ajunge la Colegiul de Muzică. Traseul 3, plecare din Zorilor, care ajunge de asemenea la Colegiul Sigi Muntoduță. Traseul 4, plecare din Gheorgheni, Colegiul de Muzică. Deci sunt niște trasee prestabilite în funcție și de numărul de copii. Traseul 5, plecare de Raira. Traseul 6, din Primăverii. Traseul 7, de pe Bucium. Traseul 8, de la Ira. Traseul 9 din Gheorgheni, traseul 10 din Făget, traseul 11 din Bună Ziua, traseul 12 din Grigorescu, traseul 13 din Lombului, iar traseul 14 din Iris. Practic avem aproape toate cartierele acoperite cu autobuse pentru copii, pentru preșcolari, clasele 0-4. Singurul cartier care nu este acoperit este cartierul Gruia,
el este foarte aproape de zona centrală și acolo, să spun așa, că este mai ușor puțin accesul și oamenii pot să vină și pe jos, nu trebuie neapărat să folosească mașina, dar ne propunem să extindem aceste rute în funcție și de posibilitățile pe care le avem de a mai cumpăra și de a achiziționa noi autobuse. Sigur că cele 10 autobuse pe care le-am cumpărat împreună cu compania de transport public sunt niște autobuse specifice pentru copii, astfel încât să poată să ajungă și pe străzile în pantă, cum nu știu cum sunt în Dâmbu Rotund, pentru că sunt anumite trasee în care nu trebuie neapărat să fie un autobuz care are 50 de locuri și poate să meargă și cu o zonă mai mică. Capacitatea acestor 10 autobuse e de 33 de locuri pe scaune fixe, unul pentru șofer și un scaun pentru însoțitor care este și pliabil. De asemenea, aș vrea să spun că de la startul proiectului și până în prezent, peste 180.000 de elevi au fost transportați cu aceste autobuse școlare. Practic, estimarea noastră este că scoatem în fiecare zi cel puțin 500 de mașini din zona centrală, adică 500 de mașini vor polua mai puțin, 500 de mașini nu vor ocupa străzile, nu vor ocupa trotuarele, atât dimineața cât și seara. Suntem foarte mulțumiți de cum se desfășoară acest proces și ce am făcut noi și oamenii sunt destul de, să spun așa, favorabili și vor să folosească aceste mijloace de transport. Aș vrea să spun că în fiecare autobuz pentru copii există un reprezentant al poliției locale, adică un polițist local, care se asigură că copilașii știu unde să se dea jos, veghează asupra siguranței din autobuz. S-a și creat acolo un ecosistem în autobuz pentru copii, se cunosc și au creat și noi prietenii copilașii acolo. Transportul se desfășoară în condiții de siguranță și îndemn și pe ceilalți părinți care până în momentul de față nu și-au lăsat copiii să meargă cu aceste autobuse școlare, se lasă pentru că transportul se desfășoară în condiții de siguranță absolută și până la urmă vor avea mai mult timp liber pentru activitățile pe care le doresc. Pentru că decât să stea 30-40 de minute dimineața în trafic să-și ducă copilașul la școală, acest timp poate să-l folosească sub orice altă formă. De asemenea, am vrut să spun că noi nu am interzis accesul părinților în aceste autobuse școlare. Și am văzut dacă la început, să spunem, erau jumătate elevi, jumătate părinți, în următoarea săptămână a scăzut foarte mult numărul de părinți care s-au dus cu autobusele. Până la urmă este normal ca să vadă părintele că toate lucrurile sunt în siguranță și să aibă încredere în acest mijloc de transport în comun pe care l-am pus la dispoziția clujenilor în urma procesului de bugetare participativă. Sunt peste 200 de kilometri pe care îi fac aceste autobuse în fiecare zi. Dimineața, după amiaza, îi ducem și aducem de la școală și să știți că este un lucru extraordinar pe care am reușit să-l realizăm cu, în urma procesului de bugetare participativă. Acestea sunt vești foarte bune, dar dacă tot ați vorbit de autobuze și v-aș întreba dacă compania de transport public a pregătit o strategie pentru transportul public de călători din Cluj-Napoca. M-am gândit că, având în vedere capacitatea acestor autobuze de a accesa și zone mai în pantă din Cluj sau mai izolate, am putea totuși să deservim și populația care nu este neapărat pe rutele consacrate. Deci există o strategie a companiei de transport care vine în sprijinul celor care stau pe zone mai puțin accesibile pentru aceste autobuze clasice de care spuneați dumneavoastră cu 50 de locuri sau... Evident că ne propunem să extindem transportul în comun în toate zonele pe care le avem în municipiul Cluj-Napoca și de asemenea să mergem și în zona metropolitană, pentru că multe mașini care sunt în Cluj vin din zona metropolitană neavând neapărat o soluție de transport foarte utilă. Începând din anul acesta avem deja o rută suplimentară pe zona de Gilău. Practic, cei care locuiesc în comuna Gilău pot să vină la Cluj folosind mijloacele de transport în comun ale companiei de transport public. Sunt încă și câteva zone în municipiul Cluj-Napoca unde trebuie să mai suplimentăm numărul de autobuse, astfel încât fiecare cetățean să poată să își găsească acel interval orar de care are nevoie să poată să folosească mijloacele de transport în comun. Este o chestiune la care trebuie să lucrăm și la setările noastre, pentru că am fost învățați să folosim foarte mult mașina, mai puțin mijloacele de transport în comun. Am avut și un an cu pandemie în care, din păcate, ne-au pus în gardă și mai tare și ne-au făcut să folosim probabil mașinile personale mai mult decât mijloacele de transport în comun.
Dar să știți că aceasta este direcția. Direcția este spre folosirea mijloacelor de transport în comun, pentru că se scot foarte multe mașini din oraș, o să avem o poluare mai mică, pentru că fiecare mașină pe care noi o pornim poluează orașul și să știți că dacă apărăm în anumite zone, în anumite grafice cu poluare, să știți că mașinile sunt principala sursă de poluare pe care o avem în oraș. Discutăm de peste 180 de mașini care sunt în oraș, plus cele care tranzitează Clujul, discutăm de un număr extrem de mare. 80.000 de mașini. Dacă avem, dacă cu 20 de ani, uitați-vă că puteai să-ți găsești un loc de parcare sau era câte o mașină la fiecare apartament, acum discutăm de 2-3 mașini la un apartament, ori spațiile pe care le avem în zonele de cartiere vechi, consacrate, care au fost construite înainte de anul 1990, nu au fost proiectate ca să poată să aibă, să ofere locuri de parcare pentru toate mașinile. Aceea trebuie să găsim aceste soluții alternative, fie că discutăm de benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun, fie că discutăm despre modernizarea transportului în comun, unde am investit extrem de mulți bani în ultimii ani. Peste 50% din flotă este nouă, este nepoluantă, ne propunem să avem până în 2026 integral toată flota să fie nepoluantă. De aceea cred că aici ar trebui să ne focusăm. Și știți că am făcut câteva teste în care am folosit autobusul și mijlocul de transport în comun pentru deplasarea mea de acasă până la birou și diferența de timp, să știți că nu a fost mare cu mașina, având în vedere că trebuie să-mi caut un loc de parcare și încurajez clujenii să folosească mijlocul de transport în comun pentru că sunt condiții optime pentru a te deplasa cu mijlocul de transport în comun. Așa este. Ca și răspuns la întrebarea dumneavoastră, da, avem acest proiect, s-a și făcut un studiu de către compania de transport public, astfel încât fiecare cetățean al Clujului, în maxim 15 minute, 20 de minute, să ajungă de acasă până la o stație de transport în comun și de acolo să poată să vină în zona centrală sau unde dorește să meargă. De asemenea, încă din anul... Eu v-aș provoca, domnule viceprimar, la următoarea noastră emisiune să prezentăm acel studiu și să vedem pe ce zone vrea să intre cu transport public compania. Sigur, o să prezentăm următoarea emisiune, dar aș vrea să mai spun încă de anul trecut, tot pentru a încuraja oamenii să folosească mijloacele de transport în comun, am legat câteva cartiere cu transport direct. Dacă înainte din Grigorescu vrei să te duci în cartierul Gheorghen, trebuia să schimbi două mijloace de transport în comun. Acum există o linie directă. Sau dacă ai vrut să mergi din cartierul Zorilor în cartierul Gheorghen, trebuia să schimbi mijloacele de transport în comun. Acum există o linie directă. Practic și aceste măsuri nu fac altceva decât să încurajeze oamenii să folosească mai mult mijloacele de transport în comun și de asemenea benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun te fac să scurtezi foarte mult timpul, de multe ori ajungi mai repede cu autobusul pe aceste trasee, pe aceste zone decât cu mașina personală. Așa e. Domnule viceprimar, mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Să ne revedem cu bine. Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune. Mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, la revedere.